iertați-mă din suflet. Sunt foarte mulți ca asta, coaie. Și asta e gândirea lor, gen. Păi da, bă, tâmpitule. Nu contează, bă, că ești profesor, avocat sau alea, mâncați și pula ta. Sau, de eu nu sunt stare să fac nimic, să mor aia dacă te mint. Sau mor dacă te mint. Nu sunt stare să fac nimic, coaie. Ascultați aici, bro. Ascultați aici. Păi nu înțeleg, părinții tăi au fost medici, profesori, avocați, au avut vreo meserie sau studii superioare sau au fost vânzători fără școală. Lol, e foarte bine că așa a fost, atât merită. Citiți mesajul ăsta, chat, și o să înțelegeți că există oameni pe pământul ăsta ca ăsta și sunt mulți. Uite, l-am pus în pin. Există oameni ca ăsta. Citiți mesajul și o să vedeți ce înseamnă diferența între oameni, că sunt mulți ca asta, coaie. Sunt foarte mulți ca asta, credeți-mă din suflet. Sunt foarte mulți ca asta, coaie. Și asta e gândirea lor, gen. Păi da, bă, tâmpitule. Nu contează, bă, că ești profesor, avocat sau alea, mâncați și pula ta. Asta nu înseamnă că dacă ești tu avocat trebuie să câștigi mai mult decât își rupă la cârca la câmp, ești nebun, să-ți aducă ție roșii pe masă. Că ești tu un pula mea avocat, ai înțeles? Trebuie să respecti pe ăla în pula mea, nu că ești tu avocat. Trebuie să respecti la roșia după masă. Să-i mulțumești ăla care ți-a pus, care ți-a muncit la câmp în pula mea să-ți facă în solar, în căldură aia, să spună ție roșii, să spună roșia pe masă. Că ești tu avocat, pula mea, și ce-am luat roșii, pula mea. Înțelegi ce vreau să zic? Ne fătu vă rasa în gură să vă apuc, că nu vă mai suport băga mea și pula rasa voastră. Nu vă mai suport băga mea și pula rasa voastră, dar nu știți să respectați oamenii cu aia. Nu știți să respectați oamenii cu aia deloc. Deloc, 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 deloc. Deloc, coaie, deloc. Și sunteți mulți, bă. Și îmi pare rău de voi, bă, că aveți gândirea asta, frate. Îmi pare rău că sunteți haini și răi așa, că nu știți ce înseamnă iubirea, dragostea și bunătatea din voi. Îmi pare rău că nu aveți bunătate în voi. Pentru că toți consum timpul vorbind despre alți oameni și judecând alți oameni, alți oameni care sunt buni, se strâng la un moment dat și stau și... Și trăiesc cu bunătatea aia, coaie. Și trăiesc în dragoste. Îmi pare rău că n-ai fost crescut în dragoste, viața mea. Regret pentru tine că n-ai fost crescut în dragoste și că ai gândirea asta. Dar să fii crescut în dragoste cu puțin e mai mult decât actul ăla care a fost avocat și a avut o vilă și piscină. Tu te spălai în piscină, eu mă spălam cu băieții mei în lac. Dar am avut viață de 50.000 de oameni mai frumoasă decât tata. Te pupă, fratele. Nu, eu nu strig live-ul pentru ăștia, brodere, că eu vorbesc. Eu vreau doar să vă fac să percepeți cât de căcat sunt oamenii și să fim mai buni cu ei, să nu fim ca ăștia. Ca idee. Ca idee. Ce-a făcut, mă, și ei? Ce mai dă și ei? Vreau să vă spun aici niște lucruri esențiale pe care trebuie să le ai la tine la un festival. Baterie externă. Nu ai cum să nu ai așa ceva cu tine la un festival.